Prefectul județului Suceava, Florin Sinescu, s-a sesizat în problema existentă la fabrica de cauciucuri de la Slobozia. Prefectul a avut o întâlnire cu reprezentanții primăriei și ai fabricii în care au fost discutate problemele ridicate de cetățenii din apropierea întreprinderii. Aceștia au reclamat că în zonă este poluare din cauza deșeurilor. Conform declarațiilor făcute de Florin Sinescu, verificările sunt în plină desfășurare, iar la sfârșit vor fi luate măsurile legale care se impun. Am trecut în revistă toate măsurile care au fost luate până în acel moment și, bineînțeles, au fost dispuse câteva măsuri în continuare, astfel încât acea zonă în care există acele probleme legate de deșeurile de cauciuc să intre în legalitate și, sigur, orice activitate care se desfășoară, sigur, să fie în condițiile legii. Sigur, ne-am deplasat la fața locului, există 4 perimetre cu suspiciuni că au fost depozitate deșeuri de cauciuc. S-au luat măsura de decopertare a acestor zone și sigur au fost identificate deșeuri de cauciuc. Acestea au fost ridicate și predate către societatea respectivă care realizează acea activitate în zonă. Bineînțeles, în continuare, în cursul zilei de astăzi, atât Garda de Mediu cât și Agenția pentru Protecția Mediului și Sistemul de Gospodărire a Apelor sunt la fața locului pentru a realiza și finaliza operațiunea de igienizare a acelei zone. În continuare, celelalte structuri care gestionează problematica, după cum am spus, vor realiza o activitate de control, astfel încât această societate să-și desfășoare activitatea în condițiile legale, pentru că este important acest lucru. Ne dorim ca cele elemente care au fost aduse în discuții de către cetățenii din satul Slobozia, Comuna Grănicești, să fie rezolvate cât se poate de repede.